Fostul senator Varujan Vozganian a lansat la Râmnicu Vâlcea cel mai nou volum Povestiri despre oameni obișnuiți. Evenimentul a avut loc vineri în sala Filarmonicii Ion Dumitrescu, în prezența unui public numeros. Povestiri despre oameni obișnuiți este cel mai recent volum care poartă semnătura sa, arată întâmplările neobișnuite din viața oamenilor obișnuiți, care își trăiesc patimile, nădejdile și dezamăgirile, extazul și disperarea în liniște. Astăzi avem mare onoare de a avea alături de noi pe domnul Varujan Vozganian, om născut la Craiova, e un tantalul nostru, ca să spunem așa, la 25 iunie 1958. Este economist, om politic, scriitor român de origine arabă, este președinte României Armenilor în România, de la reînființarea acestea în anul 1990 și prim vicepreședinte al României Scriitorilor din România din 2006. Provine dintr-o familie de etnie armeană, supraviețuitoare a genocidului comis împotriva armenilor din Imperiul Otoman între anii 1915-1923. Domnul Vozganian și-a petrecut copilăria și adolescența în orașul Focșan, unde s-a stabilit împreună cu bunicii după tată. Amintirile copilăriei constituie punctul de plecare al cunoscutului său roman, Cartea Șaptelor, carte care de altfel cu ceva vreme în urmă a fost lansată la Biblioteca Județeană Antim Mileanu. Vorbește fluent limbile armeană, engleză, franceză, italiană și spaniolă și, mai mult decât atâta, este o prezență extrem de agreabilă în rândul cititorilor domniei sale și nu numai. Este interesant pe mine faptul că am avut o carieră politică lungă și am ocupat poziții care par în contradicție cu cea de poet sau de scriitor, cum ar fi cea de ministru de finanțe, pe mine nu m-a deranjat. A existat însă o dificultate de percepție din fața celor din fața mea, care asociau destul de greu omul politic cu scriitorul. Mai mult decât atât îmi aduc o distinsă doamnă Maria Ploaie, admirabilă actriță, m-am întâlnit cu ea și mi-a spus, domnul Vozganian, am citit cartea, zice, mi-a schimbat părerea despre dumneavoastră, vai mi-a spus. Înseamnă că pe scriitor și om politic ar fi o diferență? Nu. Diferența pornește din altceva. Din faptul că poporul nostru are multe traume nelecuite. Și traumele nelecuite se măsoară adesea exact în distanța asta, care nu are ca unitate de măsură metrul de la Sevră, ci încredere. Și care a făcut ca între omul politic și omul simplu să se caște o mare distanță. Și cu cât această distanță va fi mai mare, noi ne vom adânci în exilul interior. Cu cât ea se va micșora și vom avea încredere în călăuzele noastre și vom simți că avem călăuze și că pe cerul nostru licărește din nou steaua Nordului, atunci înseamnă că vom găsi ieșire din exil. Este greu să abordez cartea lui Varujan, o carte de povestiri din punctul meu de vedere, este mai greu de abordat decât volumul. Dar am emis o idee, o părere, că Varujan în această carte, cu această carte a devenit mai înțelept și mai bun. Prima povestire este Steaua Sudului sau Crucea Sudului. E bine, spuneam că are niște înaintași în literatura română, întreagă în povestiri. Dar Varujan abordează temele contemporane. Și foarte greu să împaci un mod de abordare clasic cu subiecte moderne. Vorbește despre pandemie. Noi doi am fost pe poziții diferite. El spunea că acest virus, corona, se poate lecui de la sine.
Eu nu sunt o ființă spăimoasă, n-am fost niciodată. Faptul meu sunt plin de un curaj nebunesc. Dar atunci am spus, Paujean, totuși, vaccinul este soluția. Revine cu acest subiect în prima povestire. Sigur, subiectele contemporane nouă devin redundante și obositoare. Dar Valjean face o poveste de dragoste extraordinară. Povestea iubirii de la balcon. De la balcon. De la doi metri. Da. N-am terminat expozeul, maestru. Pentru că, nu întâmplător, a făcut acest scenariu la balcoane, intervalul de 2 metri, pentru că intervalul de 2 metri era cel pe care noi trebuie să respectăm în vremea pandemiei, vă ce s-a întâmplat. Știu că am zâmbit cumva și zic, da, așa este. A dus pe metaforă. Pe un balcon era un bărbat, pe celălalt balcon o femeie. Povestea în sine poate fi foarte interesantă pentru că rămâne suspendată. Rămâne suspendată într-un mod concret, adică la nu știu ce etaj dintr-un bloc, și rămâne suspendată în timp, pentru că nu are un final imediat, când se încheie povestea. Pe acest fel de suspendare este, de fapt, argumentul maestru. Varujan Vosganian este autorul a 5 volume de poezie, 4 romane și 2 volume de nuvele.